Deși prin lege angajatorii sunt obligați să-și protejeze salariații la locul de muncă, nu toate firmele respectă aceste norme. Chiar dacă nu s-au atins încă temperaturi record, sunt angajați care nu beneficiază de apă la serviciu sau de condiții normale de lucru. Inspectoratul Teritorial de Muncă atrage atenția că măsurile în astfel de cazuri sunt drastice, iar amenziile de ordinul zecilor de milioane. Temperaturile ridicate de afară creează un anumit disconfort și la locul de muncă. În perioada de caniculă, legea prevede anumite măsuri de protejare a salariaților pentru ca aceștia să poată să-și desfășoare activitatea la locul de muncă în condiții decente. Sunt însă multe firme care nu respectă aceste obligativități și angajați care nu beneficiază de apă la serviciu. Ca să nu mai vorbim de ventilatoare sau sisteme de aer condiționat. Vi s-a asigurat apă la serviciu acum pe perioada caniculei? Dar sunt în concediu, nu vă să vă spun. Dar în general, pe perioada caniculei, angajatorul a asigurat servicii, aer condiționat, ventilatoare? Nu pot să zic. Eu fac program rar. Eu fac la 24, prin mai mult noaptea. În ce domeniu lucrați? În pază. Și nu e nevoie de apă? Nu, este pompă în curte, n-am nicio problemă dacă am nevoie de apă, pot să iau la mine. Și acum cum faceți pe perioada caniculei? Cum vă noi protejați? Noi cumpărăm noi, deocamdată, că angajatorul nu este lângă noi. Da. Cumpărăm și se pare că dacă da. Va fi nevoie... Chiar normal ar fi să beneficieze de toate condițiile, pentru că este destul de cald și e greu suportabil să mai și muncești. Ar fi foarte bine să primească angajatorii, pentru că e caniculă care e și necesar. Și mult mai multe chestii ar trebui să le înlesnească patronul sau patronatele. Pentru că încă nu s-au atins temperaturi de peste 37 de grade Celsius, 3 zile consecutiv, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău nu a început controlele pe această temă, însă asta nu înseamnă că agenții economici angajatori nu trebuie să asigure condiții decente salariaților. În perioada de caniculă, legea protejează salariații și atunci când avem 3 zile la rând consecutiv temperaturi de 37 de grade, angajatorii sunt obligați să ia măsuri speciale la locurile de muncă unde e temperatura ridicată, nu este aer condiționat. Despre ce ar fi vorba? Este necesară asigurarea apei de băut în jur de 2 litri pe zi. Dacă se impune, se decalează programul de lucru mai spre după amiază, iar în perioada de maximă temperatură se întrerupe lucru pentru câteva ore, asta în acord cu salariații și cu sindicatele, dacă există sindicat, se mai alternează perioada de lucru cu perioada de repaus, astfel încât din oră în oră salariații să se retragă într-un loc ferit de razele soarelui, unde să poată să-și revină pentru a putea continua lucru. Angajatorii care nu respectă legea sunt pasibili de amenzi care pot să ajungă și până la 9.000 de lei noi.